Eco-Olimpiada elevilor este un program dinamic desfășurat sub forma unei competiții școlare care se adresează elevilor de clasa a 3 și a 4. Programul are și o componentă didactică care presupune parcurgerea auxiliarului curricular Învățăm să reciclăm ambalajele, manual care le pune la dispoziție celor mici lecții educative despre colectarea separată a deșeurilor de ambalaje și procesul de reciclare. În cadrul proiectului, fiecare cadru didactic participant va parcurge împreună cu elevii lecțiile educative din manualul Învățăm să reciclăm în ambalajele, astfel încât pe perioada vacanței de iarnă cei mici să realizeze câte o compunere care să reflecte informațiile dobândite. Cele mai bune compuneri vor fi înscrise pe site-ul www.colecteazaselectiv.ro pentru a fi evaluate atât de o comisie specializată cât și de public prin acordare de voturi. Programul educațional Eco-Olimpiada elevilor se va desfășura pe durata primului semestru al anului școlar 2013-2014 în școlele din Aiud, Rad, Bacău, Baia Mare, București, Câmpia Turzi, Câmpul Lung Moldovenesc, Constanța, Craiova, Cugir, Deva, Focșani, Galați, Iași, Mediaș, Oradea, Petra Neamț, Pitești, Ploiești, Roman, Seliște, Sibiu, Satu Mare, Sfântul Gheorghe, Sibiu, Slatina, Slobozia, Târgoviște, Târgujiu, Târgu Mureș, Tulcea, Vaslui, Vulcana Ninoasa și Zaleu.